Suntem live în Piața Victoriei. Iată aici o desfășurare impresionantă de forțe ale jandarmeriei. Iar coloana de protestatari se îndreaptă de la Piața Romană spre Piața Victoriei. V-am promis că revin cu acest live. Să știți că am o veste bună, în primul rând. Nu este o contramanifestație aici în Piața Victoriei, ceea ce este foarte bine. Măcar se respectă regula de bun simț că dacă o formațiune politică face un meeting de protest, ceilalți să nu vină să-l strice. Lucrul ăsta este extraordinar. Se estimează până acum 15.000 de oameni la acest meeting de protest. Și ați văzut și mai devreme, o să-i vedem și acum. Sunt foarte mulți lideri politici cunoscuți, l-am văzut și pe domnul Coarnă, l-am văzut pe Claudiu Târziu, pe George Simion, sunt foarte, foarte mulți cei care s-au alăturat acestui protest, organizații civice, Alianța Părinților, Rost. Și iată aici jandarmii, cei care ne alergau în pandemie, fraților, de ne puneau să ne punem masca și ne dădeau amenzi. Bine, n-au nicio treabă, șefilor au treabă, da, și șefilor suprem, domnul Bode sau domnul Vela. Da. Dar sunt foarte mulți jandarmi. Nu știu de ce l-au concentrat atât de multe forțe de ordine, pentru că este un meeting pașnic, iar pe trotuar oamenii se plimbă liniștiți, au ieșit la plimbare, își văd de treaba lor. Sunt oameni de toate vârstele la acest protest. Este practic cel mai mare protest de acest an. Ținând cont de faptul că cel din 2 octombrie a fost un fiasco, mă aștept ca acesta să fie un meeting adevărat de protest care să concentreze forțe patriotice, societate civilă, activiști. Da? Iată-i și pe colegii de la televiziuni care sunt în fața protestatarilor. Și să vedem aici, uite, o să mă duc și eu mai în față ca să am un unghi mai bun de filmare, dacă îmi permiteți. Uite așa, nu, e ok. Uite, ca să vedeți și voi coloana de manifestanți. De aici înțeleg că vor pleca spre sediul PSD. Manifestanții, deci nu se opresc nici aici în Piața Victoriei, dar probabil aici vor poposi câteva minute. Vă spuneam că este cel mai mare meeting de protest, uite-o și pe doamna Adam, regina cozonacilor, împreună cu Codruța Cerba. Așa. Și să știți că sunt organizați protestatari, adică până acum n-am văzut să fie incidente, ceea ce este foarte bine. Iată-l și pe Cătălin Grădinaru de la Realitatea. Câți oameni până acum? Ce estimare ai? 15.000, zic eu. Chiar nu trebuie să mă dăm. Cum putem să dați seama? S-a zis singura șansă e o poză de undeva de sus. Aia rămâne în istorie. Da, nu mai comentează nimeni, că sunt număr la bucății. Dar cum ți se pare numărul mare de jandarmi? Ce s-a făcut, domnule? Uite, George Simion se ceartă acolo cu cineva. Ia să vedem, îl împinge pe un domn recalcitrant. E un domn recalcitrant care a fost scos din rândul protestatarilor. Fugi, te pup. Iată-l și pe neobositul Aurelian Popa. Iată aici cu șeful jandarmilor. Poate tu cordon așa.
Iată-o și pe Angela Negrotă, printre protestatari. Sunt foarte mulți oameni cunoscuți aici. Și să știți că de obicei sunt... Uite, o să întorc camera. Ca să vedeți, sunt în regulă oamenii. Deci nu sunt niște oameni răi, nu sunt niște oameni violenți. Bună ziua, ce căutați, doamnă, cu mască? Nu vă e cald? Da, da. George, hai! Uite ce jandarmi și acolo în fața guvernului. Ia uite și aici. Să nu cumva să intre în guvern. Protestatari, ia uite și garduri. Hai să vedem mai pe gard. Unde merg protestatarii? Unde merg? Unde merg? Unde merg? Unde merg? Deci merg înainte spre PSD. Bună ziua! Deci iată, protestatarii nu se opresc în Piața Victoriei. Unde vă duceți, domnul Marcu? Da. Da. Bună ziua!
Du-te mai bine, nu mai spus că mă doare mâna. Bună ziua. Da. De ce că protestatarii nu intră aici în piața Victoriei, ci merg mai departe spre sediul PSD, se pare că vor merge protestatarii, da? Ia uite, Virgil de la Energie mai intră la pușcărie. Speranța, speranța da. Iată, și sunt cineale, iată, Fernando, am văzut mai acolo și de la Constanța, Vasului, iată. Unde merge coloana asta? Să fim alături de poporul nostru, da? Da, de aur, de poporul nostru, da? Da. Nu poate azi aur cine, nu mafia din PNL, PSD, da. Și USR. Da, poporul. Hai să încercăm să mergem și noi în față. Dar este blocat, deja e un moment. Ce să mă repete așa? Adevărul e că societatea civilă a venit alături de auză, n-a venit să ne plângem la ei. Și la Diana și Șoacă să vină. Și a venit? A venit cu oarnă, a venit cu arba, a venit cu arba. Și Șoacă și Șoacă a venit în care sunt mai trebuie. Dar nu o reprezintă. Dar ei nu poate să au fi la ea. Și dacă nu putem să-i dăm jos, trebuie să-i dăm jos, da, nu avem altă șansă de să-i dăm jos. Dar acum le cerem demisia, uitați-vă, plecați încolo, în loc să spună. Deci nu mă place
Păi nu, eu vă zice pe oameni, dar nu da. Facem ce. Bun, mergem la PNL și la PSD, la sediu. Hai să zicem, strigăm acolo, mergem. Dar să nu ne mai gândim, că de asta trebuie. Am fost în 2 octombrie, am negociat între George și între Șoșoacă, am înțeles, am doi slomă Șoșoacă, ți-a dat în fete că a trebuit să conducă tot ea. Deci, când ne-am dat negociat, a rămas, te-au cerut ăștia la au, și vor demonstranți, că le-au rămas pe drum. Nu erau mai de la au. Și au cerut să lase oamenii să se exprime ei, pe mobilii. Sau George, n-a venit, dar George spunea, nu poate să zic. Ce-am spus cu Diana, eu eram microfon și eram ușor. Ce-am zis, Diana, n-am înțeles că unitate. Acum hai, uite, bine, George, nu e Italia, și rămâi tu cu, eu știu, cu Calițească, cu Luis Lazare, cu cine va mâna staful tău. Și discutați așa, că oamenii au nevoie să se vadă cu voi să și tu un alt, de asta sunteți al sistemului. Bine, bine, dragă, sunt tu, ai fost tu al sistemului. Deci, m-am acuzat să trecem un sistem. Deci, săptămâna viitoare facem o emisiune, facem de haide să vedem că am mandat Iohannis, iar după 83 ani, dacă eu vă spun, vă dau probe. Canal Afari la fi, s-a primat, și avem articolul 83. Despre Iohannis, dacă rămâneți cu un spui mandat, dar acum spune de ce se duc la PNL și după aia la PSD. Da, așa, și după aia... asta am mai fost și cu George, în 2 octombrie, așa m-a chemat aici și zice, hai să ne uit. Și zic, ce faci? Și zic, hai să mergem cu demonstrații, mergem la PNL și PSD. Dar ne-a plimbat clarul, pentru că sper să nu mă duc acum. Să treacă la PNL și la PSD. Și rămâne mai... Să nu încerc, și nu poate și asta l-am plimbat. L-am pus, l-am plimbat clarul. E bine că ați auzit. Și în 2 octombrie tot așa era, și nu mai multe decât a lui Diana. Am fost mediatorul între Diana și Diana. Deci, cine a crezut în 2 octombrie? Diana. A avut să conducă ostilitățile, a avut acceptul, a obținut aprobarea meeting-ului tot. Aici, dar aici să înțelegeți, măi, dă-te jos și lase-i pe ei. Nu al nevoie să nu al au. Se chei să ceară demisia, văd și-a lui Iohan. Asta era înțelegere. Și oamenii aia, și Claudiu Tâsul, ce-am zisea, și nu m-au înțeles. Atât m-a întrebat să-mi iau la vot, pe televiziune, da, dumne, pe televiziune, nu pot să faci. Nu ai și nu. Acum văd că e cu Dumitru Fan, am mediat. Da. Da, am băgat și Doamna Maria Gabriele, și cred că e și eu. Să vină și eu. Și independenții, și veniți să mă faceți campanie. Veniți să schimbăm guvernul, să nu se mai vreau. Să vă duc în un mod constituțional guvernul, și guvernul școală, și asta și parlament. UDMR-ul nu s-a scris nici acum, ca o lume s-a făcut la tribunalul de școală. E neconstitucional procesul de neconstitucional. Nu ne trebuie de dar cu ce nu ne face, mai că nu ne face. Fără la mânire, nu se poate. Ia uite, ia Lomita, ia uite, arată. Deci, domnul Marcu, un mesaj pentru stațiune, vă rog. Unitate, unitate pentru toți. Avem 261 de partide de la Dacadia. Avem 268 înscrise la tribunalul București. Noi să ne unim cu toți. Nu ține ce am zis, esențialul să ne unim, cei care n-au fost la guvernare. Să fie o foarte fiecare. Facem reforme, cu reforme administrative, teritoriale, care se fac salariile, pensiile, salariile. Sunt esențiale, capitale din lume, care nu s-a reprimat la capitale. Cuvem pensiile, salariile, mai multe. Și astăzi, în mai multe, sunt 20 de ani,
Și pe el îl va pune, știți că e așa? Nu cred, și pe cărdocală. Facem pariu. Și se plătește de mult. Și cel la Caraca la fel. A fost repus în funcție și se plătește pentru fetele. Pentru lui, dar și pentru cealaltă. Nu se poate aici, dacă nu se merge pe reforme administrative teritoriale, pe reforme și electorale, noi plătim impozite și taxe, că le iau casele. Uitați-vă ce e agenda ONU, apele ICU-urile și legile astea, e agenda ONU. Și acolo sunt clar că ne iau terenurile, casele, copiii, că normal dacă mi-a luat casă, nu mai poți să-mi întrețin copilul. Vine la primărie și da copilul. N-ai cu ce să-i întrețin, n-ai casă, n-ai condiții. Astea sunt reforme necesare. Cu cine se face? Societatea civilă. Au semnătut de ani. Trecem prin Parlament tot ce lege. Și pe Demitra. Televiziunile internaționale. Cam aici o să închidem și noi transmisia, dacă mai e ceva o să vă țin la curent, pentru că nu mai am nici baterie și tot asta baterie, că merg în partea aia spre statui aviatorilor, PNL, PSD, ne urăm succes. Aș fi vrut să-i văd mai mult aici în partea de Cristitul la curent, dar cine știe, poate se vor întoarce, nu? Vin înapoi, mă duc să-i aduc, n-au, aduce aici trebuie să rămân. Dar dați-mi un lucru, nu duc el, eu nu da. Poate fost o vibrat. Bine, deci revenim, oameni buni, transmisii de aici de la
protestul nu ne vinde în țara, dacă vă spune ceva sloganul ăsta. E un slogan că are 30 de ani sloganul ăsta, dar uite că a fost reinventat, da? Mulțumesc, domnul Marcu, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit, revenim. Da, rezolvăm acum imediat. Uite, gata, stai că opresc.